Acum sunteți doar voi doi, Roxana și da. Paul. Încercați voi doi, faceți abstracție de noi, să vedeți dacă mai vreți, dacă vreți ceva unul de la altul, dacă, nu știu, simțiți atracție unul pentru altul, adică asta e primul pas, cred, nu? Ok, ok. Da. Îți place, Roxana, nu? Da. Eu i-am spus că am divorțat, când a vrut să plece, a plecat. Nu m-am dus după. Consider că această decizie te gândești când o iei, nu o spui așa de dragul de a o spune. De-aia n-am spus niciun motiv de divorț, că n-am avut. Voi fi bănuit ceva, dar asta nu a contat niciodată. Asta a vrut, asta s-a întâmplat și dacă tu vrei asta, înseamnă că te-ai gândit bine. Dar văd că nu prea te-ai gândit bine, nu știu acum ce să zic. Da. Adică dacă spui punct, eu nu să lupt. Adică... Dar de ce să nu lupți? Dacă simți că ea e fata... Dacă ea pune punct, înseamnă că va fi fericită cu altcineva. Da, fetele mai fac eschive de asta. Chiar și băieții. E așa, e un... treaba asta cu cerirea, cu această cunoaștere pe care o tot pomenim, e ca un dans, așa, știi? Știu, totuși, să zici, să pui punct și tot ce să mă duc. Cred că s-a gândit destul de bine și... își dorește să fie cu altcineva. Mie mi se pare că e frig un pic. Da, nu e așa. Ia-o în brațe, fără să vă sărutați așa, pur și simplu, ca și cum ai vrea să îmbrățișezi un om. Ia, hai. Dar nu așa se îmbrățișează. Ia ridicați-vă un pic în picioare. Ridicați-vă un pic în picioare. Așa. Și stați unul spre celălalt și îmbrățișați-vă. Și puteți să rămâneți un pic așa. E ca un schimb energetic. Așa. O, ce energie.